vedem acolo un scris în îndepărtare, care de fapt ne spune că suntem în centru Varnei. De fapt, acest scris este denumirea orașului. Okay. Orașul Varna, cu fosta denumire, antică denumire, a fost orașul Odesos, sau oraș construit pe malul mării. Suntem în centrul orașului. Indicația, denumirea orașului, de acolo începe zona pietonală. Okay. Mergând pe această stradă, puteți să ajungeți până la intrarea centrală a Parcului Maritim, care este construit, proiectat de arhitect ceh, Novak. Mergând pe această stradă, pe drum sunt diferite obiective, biserici, fântână, primăria, judecătoria și, bineînțeles, magazinele. Deci toate astea au acces pietonal? Acces pietonal, okay. Un loc super pentru plimbare, mai ales promenadă. Seara, promenadă. Deci înseamnă că e lungă. E destul de lungă. E mai lungă decât 2 km jumătate, okay. Și ieșim la intrarea principală a grădinei maritime. În grădina maritimă puteți să vizitați grădina zoologică, delfinarium, teatru de vară, unde sunt diferite concerte, evenimente, și faleza. Și pe faleza este locul cel mai preferat de toți locuitorii Varnei și de către turiști, multe restaurante, cluburi și, bineînțeles, plajă. Suntem la mare. Da. Clădirea aceasta, albastră, da, este primul club ofițerilor maritimi din Varna. Mm-hmm. Clădirea de vis-a-vis, turnul cu ceasul, cea cu ceas, da, de fapt, e locul unde se aflau ultimele cazarme al orașului. Ideea de a fi construită catedrala Adormirea Maicii Domnului, adică vine cea de aici, cea care este o să ne întoarcem și o să o arătăm, da, și care este a doua, zicem să mergem încet, dacă doriți, da, încolo, care este după Marina a doua catedrală în Bulgarie. Dar ideea de înființare și construirea ei vine după eliberarea Bulgariei și orașului Varna de către turci, de la ruși, nu, cum se spune, din turci de către ruși. Aha, deci, okay. În acest război din 1878, după acest război, Bulgaria este eliberată, inclusiv și orașul Varna. Orașul Varna, care a fost un oraș foarte important pentru Imperiul Otoman. Cu un port foarte mare, cu o industrie, cu o economie foarte bine dezvoltată. Au venit generalul Stoletov să elibereze orașul. Orașul în perioada aceasta avea încă pereți apărătoare, cetate, okay, cu 11 porți. Din păcate, după ce a fost eliberat orașul, multe pietrele din acest s-au luat, s-au făcut alte construcții, da, s-a schimbat. N-a mai rămas nici pe nicăieri o bucățică din perete? A rămas o bucățică mică la un pasaj. Aha. O bucățică... Și măcar e arătată? E vizibilă? E vizibilă, dar pentru aceste care știu sau care trec cu mașina, okay, deci e foarte aglomerat, să zicem, acolo. Mm-hmm. Niciuna din porțile n-a rămas, dar oamenii mai bătrâni cunosc istoria și... E clar că se spune locul unde este partea cu tare și cu tare. A venit generalul și a fost primit fiind rus, fiind slav, creștin ortodox. A fost primit în Biserica Sfântul Mihail. Biserica Sfântul Mihail, în ea se afla și una din școlile bulgărești. Foarte mică, n-a putut să intre toată lumea care voia să... se spune în istorie, eliberatorii noștri. Da. Și atunci a propus să se facă una mai mare. Să se facă una mai mare, da. Și în 1879, deci un an după eliberare, s-a strâns patriarhia, biserica și așa ei vroiau să se desparte din biserica greacă. Bulgarii,
Și au decis să, să se facă, nu, întâi să strângem bani. Aha, e foarte important, fără bani nu cineva, cum să văd. Au început să strângă bani, au strâns 400 de franci, franci de aur și proiectul, foarte important. Bineînțeles, ideea. Nu știu dacă ați observat și dacă ați mai fost în alte locuri în Bulgaria și dacă ați văzut tipica arhitectura bisericească bulgărească. Această biserică este în, mai degrabă, catedrala aceasta este în stil, rusesc. Ok, ok. Deci a lăsat amprenta. Și a lăsat. Arhitectul este rus, Mas este numele lui. Catedrala este cu trei corabii. Da. Și ce este foarte interesant că de fapt și înăuntru este desenată de rus. Rostonțe. Și imaginea nu este picturile murale, icoanele, toate sunt în stil rusesc. Țarul rus dă cadou al Varnei 44 de icoane. Ok. Și este proiectată ca a doua catedrală, dar de fapt este construită prima. Ok. Da. Iar și când prima s-a întâmplat finalizarea construirii? Finalizarea nu, este în etape. Okay. Deci în 1897 au început. Să o picteze. Vitralile și ele sunt destul de interesante, dar asta este singura biserică din Bulgaria, catedrala și biserica, în care la unele din vitralile, când intrați în partea stângă, o să vedeți Sfântii Kiril și Metodii. Sfântii Kiril și Metodii, pentru aceștia care nu știu, exact, nu cunosc, de fapt, ei sunt părinții, preoții care au creat alfavitul glagolic și pe urma chirilic. Aha. Și acest alfavit, care o grămadă de oameni cred că rușii l-au inventat, chiar am auzit și povești că este inventat de Lenin, mă credeți, dar foarte interesant. De fapt, folosesc milioane de oameni, folosesc alfabetul nostru, bulgar. Să intrăm? Să intrăm? Hai! Catedrala am început și am intrat pe zona pietonală. Suntem la margine, practic, marginea zonei pietonale, în fața unui teatru. Suntem la margine? Deci... Păi nu, în sensul că am mers foarte puțin, mai e o grămadă de mers. Da, când am înțeles, da, mai e o grămadă. De fapt, ajungem în zona pietonală, strada pietonală, se termină cu intrarea principală în... Grădina Maritimă. Mm-hmm, da. Înainte de asta trecem prin emblema orașului. Asta este hotelul Cernomore sau Marea Neagră, construit pe timpul comunismului, cu unul din cele mai interesante cluburi de noapte atunci. Aha, okay. Da. Și acum. Dar mai sunt și alte pe faleză. Acum au mai apărut și altele, într-adevăr. Bineînțeles, da. Acum și ne mi-ai spus că acolo, de fapt, la catedrală era înainte, de mult, era practic, nu era mijlocul orașului. Nu, acolo era sfârșitul orașului. Acolo, de fapt, erau cazarmele, armata. Da. După eliberarea din 1878, a început să se mărească orașul și... primarul a spus trebuie să teritoriul să fie părit și că să se populeze și cu alți bulgari care vin înăuntru țării. Început să vândă din terenuri. Terenul, da, nu știu dacă
S-a văzut, dacă ați observat, din catedrala în partea stângă, toate casele sunt cu câte două etaje. Aha. Clădirile sunt construite de arhitecți francezi, englezi. Nu puteai să-ți construiești casa cu un etaj. Aha. Trei etaje. Asta era. Obligatoriu. Occident, da. De fapt, Varna, acum în prezent, este al treilea după mărime oraș din Bulgaria. Primele două fiind capitala, bineînțeles. Bun, revenim, am avut o mică problemă cu sunetul. Deci vorbeam de că e al treilea ca mărime în Bulgaria. Așa, pe primul loc este capitala, Sofia. După capitala, Sofia este al doilea oraș. Asta este orașul Plovdiv, Plovdiv colinelor. Ok, care se află pe cele șase coline. Pe cele șase coline. Dar nu sunt șapte. Au fost șapte, una a fost distrusă și au rămas șase. Okay. La numai 120 de kilometri de capitală. Și al treilea oraș, Varna, care este și capitala maritimă. Am ajuns și la intersecția zonelor pietonale. Ok. Acestea două străzi. Strada pe care am venit este strada care ajunge la catedrală. Da. Iar strada pe care o să pornim acum ajunge la intrarea intrarea centrală a grădinei maritime din Varna și este strada pe care poți să te așezi în diferite localuri, să mănânci, să bei, să te distrezi. Cel mai bun lucru este că în timpul verii, pe strada aceasta se desfășoară diferite evenimente. Acum, astăzi, o să aveți posibilitatea să vedeți că este târgul cărții. Înainte ca să continuăm acolo, vroiam să vă arăt aici. Acesta e un, cum să spun, un loc unde sunt arătate toate orașele cu care Varna este înfrățită și nu degeaba m-am oprit aici, vreau să vedeți orașul care este orașul străin cel mai aproape de Bulgaria, asta este București. Da, și văd că sunt multe orașe, ele sunt la din ce în ce mai îndepărtate ca și distanța pe care o au ele față sincer, de Varna. Sincer, să fiu, n-am idee dacă așa este cred, exact asta, așa cred că ne-am uitat un pic. Întreb, am să verific. Dar asta că ce vreau să observați, vedeți, este un cerc foarte mare. Da. Deci presupun că ideea este totul acest cerc să fie umplut cândva cu plăci și cu alte orașe, să devină ca un trotuar de plăci de orașe. Nu placă, cum se spune asta? Un eveniment foarte interesant se desfășoară fiecare vară în complexul festival din oraș. Acesta este festivalul cinematografiei. Acum este al 31-lea și se numește Dragoste e nebunie. Sunt prezentate filme noi și filme mai vechi, dar toate sunt cu această tematică, nu numai din Bulgaria, ci din toată lumea. Partea dreapta, aici, o clădire foarte este înaltă, e un hotel. Clădirea aceasta mare, hotelul acest mare, așa mare, se numește Cernomore și este emblema orașului, e construit pe timpul comunismului, atunci era una din cele mai, nu una, ci era cea mai înaltă, cel mai înalt hotel din oraș. Acum încă continuă renovarea, dar are vreo 20 de etaje. Are, da. E un loc perfect de care poți să te cazezi și făcând numai câteva minute până în intrarea centrală a grădinii, poți să folosești această favoarea distanței scurte lângă plajă.
Și prin plimbarea aceasta, încet cât încet am ajuns la intrarea principală a grădinii maritime. În spatele nostru rămâne Hotel Odessos, cealaltă emblemă a orașului. Din păcate, s-a întâmplat așa că n-au putut să salveze și clădirea aceasta o să fie distrusă. Aole. Și o să facă un model, un hotel, un model nou, de model contemporan. Asta e, unele lucruri nu putem să ne batem. La grădina, în grădina maritimă, încă la intrare, când tinerii își fac întâlnire, își dau indicație unde ne întâlnim, la cazinou sau ne întâlnim la ceasul de soare. Ok. Ceasul de soare e o chestie foarte nouă, relativ nouă, deja vreo 10-11 ani. Se află exact în această ac care îl vedeți, este de fapt cum cade soarele și adică îți dă ideea pe aici, nu? Da, cât este ceasul. După el acum, dacă vă uitați, o să puteți vedea cât este ceasul. Acolo unde este umbra, acolo arată cât este ceasul. Foarte des întâlnit, foarte des în perioada vacanței. Asta ce se întâmplă exact în fața voastră, scena cu povești de copii în timpul vacanței, e normal să aduci copilul în parc și să fie cineva care să te înlocuiască. Să ai și tu pauza ta. Să ai și tu pauza ta. Ok. Celălalt loc, cum v-am spus, este cazinoul la care spre care mergem acum, dar înainte de asta o să ne ducem la hartă unde este prezentată toată grădina maritimă. Okay. Și lucrul cel mai bun care e făcut în această hartă e faptul că este și în brailă. Și oamenii care nu văd pot să folosească și să înțeleagă unde de fapt și ce este, unde se află. Intrarea principală, toate clădirile care sunt pe teritoriul parcului, grădinei maritime. Aceasta este sala de festivaluri, intrarea principală. Această casă care e alături de noi, de fapt, este teritoriul din grădina maritimă, este dăruit al arhitectului care a creat toată grădina, Novak e numele lui, care a construit o casă superbă. Lângă ea e casa radioului, continuând prin parc. Aici sunt acvariu, loc unde se observă stele, cum se spunea. Observatoriu, mulțumesc, observatoriu. Muzeul militar. Muzeul militar are o istorie foarte interesantă. De fapt, muzeul militar a fost reședința consului italian. Și înainte, înainte de eliberare de către turci al Bulgariei și un pic după aceea, se spunea că e mare onoare să fii oaspet acolo, dar să mergi fără soția ta, din cauza că se știa că consulul italian putea să facă rost și de femei mai așa cu comportare mai liberă. Pe teritoriul parcului, care este în stil elvețian, sunt teatru de vara. Aici, aici este teatru de vara. Acesta este Panteonul. În acest Panteon, în jurul Panteonului, sunt arbori
cum se spune, puse în pământ de către cosmonauți, inclusiv de Yuri Gagarin, okay. Grădina zoologică și delfinarul. Clădirile care sunt în partea cealaltă a parcului, al parcului maritim, este școala de marinar, școala este Universitatea de Marinar, sala de sport, una din cele mai mari sale de sport și de concerte al orașului. Și aceste lungi clădiri care, de fapt, din acest colț seamănă mai degrabă a încăperi de trei sau ceva de gen. Nu. În câteva minute vă spun, de fapt, ce sunt clădirile acestea. Dar înainte de asta, ajungem la cazinou. Cazinou din Varna a avut aproape aceeași soartă ca cazinou din Constanța, cu diferență mică. Una este că, de fapt, nimeni nu a dat bani ca să fie renovat. La voi s-au furat, dar noi nimeni nu a dat bani. Da. Acum, adevărul este că acesta în Constanța, ca arhitectură, ca frumos, nu poate fi comparat cu niciun alt, cu alt cazinou. Acesta este mai mic, mai lejer, nu este așa... E cel de aici, Da, este cel de aici. Și știți ce s-a întâmplat? Când au văzut de ani de zile că nu este cine să-l renovează și nu este... nu sunt bani, că n-are statul de unde să scoată bani pentru cazinou, atunci doi frați, proprietari de o fabrică foarte mare de dulciuri, au spus statul să ne dea voie măcar să îl renovăm, să îl folosim și după anumiți ani să ne dea posibilitatea să-l cumpărăm. Okay. Da. Și statul a fost de acord, fiindcă vă dați seama că în această grădină frumoasă și mare, să intri prin intrarea centrală și să nu ai... și să ai de ochi la vedere... O cărire în paragină. Și cu șobolan, iertați-mă, dar eu nu am să mai vin dacă. Și au luat decizia foarte bună și luând această decizie, frații au creat o galerie, așa. O galerie în care sunt absolut tot timpul expuse pictori bulgari, un restaurant mic, plăcut în aer liber. Și așa imaginea imediat s-a schimbat. Cam cât de mare ar fi parcul acesta? Sincer să fiu, e foarte mare, așa la prima vista nu pot să vă spun. Okay, dar pot să vă spun, în mers cu mașina de aici, din centrul orașului, deci grădina maritimă începe din port, okay. Deci de la gara Varna și ajunge la 2 km 3 km de Sfântul Constantin și Elena. Deci până când ieșim din Varna. Ok, destul de mare. Foarte mare. Îmi pare rău că nu mi-am, nu am văzut, nu mi-aduc aminte acum. Clădirile. Aici, da? Și aici, din nou, iubita mare. Clădirile din jos, aceste galbene, Ce ne-a arătat acolo. Da, pe care vi le-am arătat acolo. Acum vedeți umbrele, palmiere, oameni pe plajă. O să mergem în câteva minute, o să ajungem jos și am să vă arăt ce reprezintă. De fapt, este plajă de oraș, cum se numea în anii 30. Varna începe să fie un oraș de turism încă din anii 1920. Sunt poze cu costumele de baie, okay. Cu mai mult de atât. Cu pantaloni, cu niște șăpci, cu niște umbrele. Din 1920 începe plaja, sunt și desene și în timp administrația Varnei a decis că trebuie să facă, să fie
mai estetic tot și să aibă toate condițiile. Și a făcut foarte mare clădire lungă, care este împărțită în câteva secții. Și acum este împărțită, numai că au alt scop aceste secții. Și era zona de femei, zona de bărbați, zona de nudiști femei și zona de nudiști bărbați. Ok. Și plajă se făcea numai în zonele în care erau amenajate pentru fiecare da, și sex care era. Pe urmă, după anii 44, deja au început să fie o zonă comună, dar zonele pentru nudiști, bărbați și femei au rămas până în anul 98. Ok. Da. Deci puteai să vii în Varna, în oraș, să faci nudism. Și să faci nudism, da? Și dar e ceva mai, normal. De ce nu se mai întâmplă și acum în zilele noastre? Acum vă explic de ce nu se mai întâmplă. Deci primăria a decis că vine foarte scump să întreții. Deci s-au schimbat după anii 90 multe și devine foarte scump să întreții aceste clădiri. Și, de fapt, cum faci tu să-i spui la oameni, tu vii aici, tu plătești bani ca să intri la bărbați, să intri unii la femei sau la mestec. Nu, și au spus, nu ne batem la cap, gata, lăsăm clădirile okay. Așa. Le-au lăsat așa câțiva ani. După ce le-au dat voie să le arendezi. Okay. Și știi ce au făcut? Ce au făcut? Haideți, mergem acolo să vă arăt. Și coborâm din alea centrală, de la în grădina maritimă, pe lângă cazinou, ajungem la faleză. Da. În spatele meu este... Din partea altă. Este această clădire despre care un pic mai devreme v-am spus. Da. Clădirea creată pentru plajă de oraș. Care arată foarte bine, că am care, pus acum cadre. Care de fapt nu are acest scop care a avut cândva, dar se apropie se un apropie, pic. Da. Numai că, să știți, nudiști nu o să vedeți aici. Acest gen de intrări care au fost zonele pentru bărbați, pentru femei, acum sunt cluburi. Ok. Sunt restaurante mici, mai mari, de diferite niveluri, dar cele mai frecventate sunt aceste cluburi, Cubo, Mentol, Nord, din cauza fiecare că... Fiecare club are așa, că tot denumire aici la intrare. Are o denumire la intrare și lucru care este foarte bun pentru noi care trăim aici. Poți să vii pe plajă, să-ți pui prosopul, să iei o bere și să asculti muzică. Poți să stai la mesele acestea toată ziua. E normal, trebuie să consum ceva. Dar seara club, vii muzică, în club. Da. Dacă, cu deci practic se transformă ceea ce vedem pe timpul asta zilei. Ce vedeți se schimbă în timpul pe timpul se schimbă. Sunt din asta punctul pentru DJ. Ok. Și se face ești o discotecă pe plajă. Da, ești pe plajă. Și nu ești închis, nu e în spațiu închis. Și celălalt lucru bun este că taxiurile s-au prins foarte aproape, da. Se știe. Deci nu mai trebuie să ajungi la atât. Sus trebuie cum să reușești să ajungi, cum? Trebuie doar să ajungi sus. Doar să ajungi sus pe zona străzii centrale. Nu am spus un lucru interesant, că de fapt în grădina maritimă se află și cea mai mare piscină. Okay. Sunt două, de fapt, piscine. Una este cu apă termală, mai caldă, și
De fapt, apa termală, această apă termală vine din acvaduct un pic mai sus, care se află în Mahalaua. Mahalaua e cuvânt turcesc. Se poate spune, la da. Noi se mai folosește. La, înseamnă un cartier, la noi doar că vorbim de ceva vechi. Da, așa a rămas Mahalaua greacă. Ok. Mahalaua greacă acum în Varna este o zonă foarte, foarte scumpă. Uh-huh. Una din zonele vechi. Dar până când ajungem în Mahalaua greacă, o să continuăm să ne plimbăm pe această faleză. Mai mult animată. Aici se află și aici este și topoganul de oraș. Plaja e în partea stângă, în partea dreaptă este apa termală. Aha, uite acolo, da. Varna are foarte multe locuri unde poți să mă merg că nu e atât de multă lume. De obicei vedem mulți oameni la apa termală. Da, dar fiind ea în oraș, cum să spun, sunt alte locuri unde oamenii merg special okay. să se alimenteze cu apa termală. Spre exemplu, în afară de aici aceasta care este în Mahalaua greacă, este în cartierul Asparuhovo, care se află peste canal. Cartierul Asparuhovo ajungi când mergi pe, când treci pe podul Asparuhovo. Acolo este alcent de apă. Alagea Mănăstir, Vinița, zona de sus. Alagea Mănăstir este în zona parcului natural Nisipurile de Aur. Acolo este încă o ceșmea foarte mare. De acolo, la fel, cum se spune, împodobită pentru mai multe, deci are opțiuni pentru mai multe guri, da, să pună oameni. Așa, asta e apă, e cișmea de oraș. Deci, vii, bei și pleci. Deasupra noastră, după ce ajungem la topogan, ne uităm în partea dreapta, în aleea de sus, și acolo se afla muzeul militar. Din colțul acesta în care suntem acum, ne uităm în stânga și vedem capul Galata și farul Galata. Deci aia undeva departe, da? În colțul deci acela. Aceste corturi cum sunt, un pic mai încoace dacă veni, da. Dacă veniți așa, acest cap acolo. Între cortul și steacul roșu, exact unde trece acum o barcă, acolo este capul Galata. Și deasupra este farul vechi, construit de venețieni, și farul nou din 1930 și ceva. Am exact. Sper că nu sunteți așa pentru amănuntele despre an. Și la cele mai mari băi termale romane da. Din Balcanic. Ok. Pe teritoriul Balcanic și în Europa de Est. Asta e locul care este spus, de care se știe că sunt cele mai mari băi termale. Suntem la băile termale, aici, da, da, se pot vizita, bineînțeles, nu și noaptea, nu ziua târziu. Înăuntru puteți să vedeți ruinele care au rămas și care, datorită faptului că orașul Varna, în anumite perioade, nu a fost așa mult populat, vizez perioada otomană. În perioada otomană, încet, cât încet, pământul s-a
pus deasupra și de fapt a rămas numai această parte înaltă care îi se spune turnul. Așa. Se spune. Și datorită căruia istoricii și arheologii au putut să descopere toată frumusețea băilor termale. Băile termale sunt pe un teritoriu de 7000 de metri pătrați. Se intra printr-o intrare foarte mare care avea în coloanele acoperișul la 20 de metri înălțime. Sunt construite în secolul al II-lea și sunt folosite până la sfârșitul secolului al III-lea, atunci când Odesus este un oraș din Imperiul Roman, un oraș care face parte din orașele mari în acest imperiu și cu o mare importanță economică. În aceste 7000 de metri pătrați, vă imaginați acum, știu că deodată e cam greu că nu sunt și desene, dar vă imaginați următoarea imagine. Așa. Deci, ca să ai băi, trebuie să ai apa, nu? Corect. Apa trebuie să fie cu anumită temperatură. Foarte ușor de făcut asta, deci apa este okay. În zonă. Apa este cu o temperatură care ajunge peste 48 de grade. Au făcut țevi din ceramică, nu din lut, deci țevi din ceramică, care au adus apa aici în zona. Deci totul e programat. Și cam de unde afară, cam de la Vinița, în zona câțiva kilometri înainte de Alagea Mănăstire. Aha. Se zice că deci apa ceva caldă distanță. Este distanța mai mult de 8 kilometri. Da. Apa caldă ajunge aici, se bagă în fel de cadă de captaj și de acolo începe să fie împărtășită pe alte țevi în primul nivel de podea. De fapt, băile termale au avut două nivele de podea. Asta se numește hipocaust. Țevile astea cu apa caldă sunt la unele locuri așa făcute nu gauri, nu știu cum se spune, gauri, să zicem așa. Și prin această căldură se încălzește respectiv încăperea. Mm-hmm. Încăperile nu au fost una și două. Încăperile au fost foarte multe. Înainte că să intri să faci baie, te urci pe niște scări și vii la clădirea mare. În jurul acestei clădiri mari, din zona din afară, sunt magazinele, unde poți să cumperi de toate. Ulei, să te masajezi, să bei mâncare, absolut de toate. După ce intri în intrarea principală. În această intrare principală, temperatura încă este normală. Din intrarea principală, ai două intrări laterale în care te îndrepți ca să te dezbraci. În aceste încăperi, începe deja temperatura să vină mai călduță. Așa. Acolo unde te dezbraci în aceste încăperi, este loc special făcut ca să-ți lași îmbrăcămintea și sluga care vine cu tine să sta de gardă pentru îmbrăcămintea, fiindcă, de fapt, tu te dezbraci, tu dai și lași și bani, lași și tot și trebuie cineva să păzească. Nu lăsai telefonul, dar lăsai altele. Nu, îți luai tot pachetul și intrai cu tine și intrai înăuntru. Da. Intrai înăuntru. Sunt diferite săli și diferite case. În băile termale romane, în aceste case sunt și diferite temperaturi de apă. Și se începe așa. Întâi încep cu apa rece, frigidarium, de la frig. Pe urmă, încep cu apa așa, mai călduța, nu știu ce, nu mi-aduc aminte, și pe urmă intri în această fierbinte. După aceea faci înapoi, fierbinte, caldă, rece și termin cu rece. Dacă ești numai pentru
să-ți faci organismul așa să miști, dacă vrei, adică sângea să devii mai, nu somnoros, să nu fii somnoros, cum să te trezești așa. Să fii alert așa, așa mai alert. Da, să te trezești, să zicem. Dacă vrei să faci baie mai lungă, deci faci frig cald mai cald, da, și te muți la piscină, unde poate să stai ore întregi. După ce ieși de la piscină, mergi să-ți facă masaj, să te șteargă și te așezi la vorbă. Din cauza că băile termale, de fapt, este ceva gen mall de acum, unde te întâlnești cu toți, cheltuiești bani, te simți bine, ceva și din acest gen. Și te duci acasă. Da, specific pentru băile termale din Varna este faptul acesta că istoricii și arheologii au dovezi că în unele încăperi erau special pentru distracție bărbaților. Care cum era? Care era în două sense. Aha, în ambele sensuri. Da. Aha, de pe vremea. Da. De fapt și Imperator Traian îi plăcea în ambele sensuri. Ambele sensuri. Așa că nu este ceva nou acum care se descoperă. Dragostea între romei era ceva normal. Asta a fost. Poate data viitoare sau în unele din următoarele oricând veniți, o să avem posibilitatea să intrăm și înăuntru. Da. Acum vreau să atrag atenție la oamenii care vor să vizite băile termale. Trebuie să fie încălțați cu încălțăminte foarte comodă și în afară de asta este zona în care nu poate să intre, adică e o zona mai restrictă de... Deci nu peste tot poate nu intra. Peste tot, da, da. Nu peste tot, da. Acolo unde este periculos, au pus, te anunță. Da, să știți că puteți să vizitați băile termale. Super!